Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Acum ne aflăm în Viișoara. Vreau să merg la Bistrița și de acolo să intru în Lunca Bistriței. Să trag niște cadre de pe acolo, n-am mai fost de mult. Nici nu știu cum mai e acum, dacă mai e. Drumurile sunt sau nu mai sunt cu apele astea, nu se-și mai știe ce se întâmplă. Da, vom porni de aici, de la Viișoara, de la primărie, și vom merge direct în Bistrița. Hai să-i dăm bătăi. Care ploaie mai puternică rupea. Acum văd că au făcut ei ceva pe aici. Ne vom opri și ne vom uita puțin. Cred că deranjăm pe mine. Fiecare dată era prăpăd. Da. Nu, se pare că a făcut treabă bună. N-au fost nevoie de mulți ani ca să se apuce să-l facă cum trebuie. Da, vom merge la Fălci, așa zicem noi acolo. Vedem ce mai e pe acolo, n-am mai fost de ani de zile. Pe ulița asta, cândva, când eram copii, aveam vreo 14, 15 ani, 13, 12. Plecam de la noi, de Plăpușor, de pe la vreo 12, cam așa, când începea să ardă soarele. Plecam spre baltă, pe puțin 10 copii, ne duceam la baltă și ne scăldam până seara târziu aproape. Haideți că vă arăt unde. Vedeam dacă putem trece în primul rând, da, nu e problemă. Tractoriști pe aici. Păi e posibil să confund. E posibil să fie... Ia să-l oprim puțin. E posibil să fie aici. Mi-aduc aminte, era o salce care săream din ea și cred că asta era salce. Da. O să pun niște poze să vedeți cum arăta în 2007. Ha. Poți pe mâine ce pe acolo, nu știu, vrei să stai. O, apă ești după tine, sunt pe apula. Hai, doamne. Iar el tactă ce face la baltă.
zona asta aici unde făceam noi baie. Acum n-aș face baie nici măcar unui câine, apoi să mă scald eu. Și vineam tocmai de dealul ăla sus, de acolo, de acolo e plopușorul de sus unde stăm noi. Nu era departe, că aveam biciclete, chiar și pe jos, mai mult de 40 minute nu făceam. Și uite aici stăteam și ne scăldam o zi întreagă. Făceam grătare în zona asta aici undeva. Nu ne deranja nimeni, nu aveam cu nimeni treabă. Acum nu cred că mai făcut cineva baie aici de mult timp. Hai, revin imediat. Da, vom porni spre Concasor. Vedem și acolo cum e. Poate reușesc să trec spre Grecia. Să trec pe acolo vreun loc. Da, rămâne cu mine. Da, vom încerca să trecem. Sincer, nu cred că o să reușesc, dar o să merg până acolo să văd cum stă treaba. 4-4 pentru orice eventualitate. Încercăm să vedem dacă avem cum să trecem partea de altă. Apa adâncă, practic, acolo e. Cât de adâncă. Da, nu știu exact cât de adâncă. M-aș risca să caut alt loc. Am luat o piatră și l-am crăpat. Nu știu cât e de stabil el acolo. De asta nu prea mă risc. Acum o să trecem. Băi, frate, mor eu dacă sunt și aici. Dată când văd, că am impresia că e un teren de airsoft. Dar habar n-aveam că există așa ceva la noi în sat. Bine, unde ne aflăm noi acum, suntem în marginea satului. Practic nu știu dacă au curent aici. Că nu există alte case decât ce se vede. Da, frate, uite. Aici, dar nu cred că aici. Aici am mai exact. Aici e Concasorul. Așa ziceam noi. Hai să mergem să facem baie la Concasor. Aici o să pun un filmuleț cu un prieten de-a meu care a sărit. Din păcate nu mai putea să sară în cap că s-a rupt malul. Dar să vedeți diferența de atunci și acum. Deci alerga pe aici și sărea acolo. Start! Asta e! Da! Sunt la Radu, dacă nu. Cine a prins ultima dată? Băi!
păcate, acum vreo 10 ani, poate și mai bine, s-a necat un băiat, avea vreo 14 ani. Apa e foarte mică, dar e o gaură în locul ăla undeva, unde are, cred că peste 2 metri. Dar știi cum, ai făcut un pas, ai intrat în gaură, mai faci 2 pași și ai ieșit. Iar săracul, nu știu să noate, nu mai reuși să iasă, era acum cu vreo 2 copii mai mici ca el sau trec de seamă cu el. Copiii s-au panicat și au fugit și l-au lăsat aici. Și vă dați seama, l-au găsit tânecat. Da, din păcate. Da, din păcate nu găsesc niciun loc unde ar putea traversa. Probabil singurul loc unde puteam să traverseze era pe acolo. Dar, repet, nu știu cât era de adâncă și sunt singur. Chiar nu vreau să-mi complic ziua. O să vin cu cineva, când o să fim în doi, da, atunci o să mă aventurez. Bun, între timp vedem o bucată considerabilă de gunoaie și de peturi aduse de apă. Până acum o zi, aici au plouat în fiecare zi torențial. Și la mine acolo unde stau eu în Plăpușor, o adus o grămadă de lemne, de gunoaie. Așa se întâmplă fiecare an. Da, ne vedem mai acolo. Se pare că cineva are chef de plimbare. Nu știu dacă și-a găsit terenul potrivit pentru cum arată mașina asta. Ar dori și el să treacă, dar are nicio șansă. Bun, acum mă merg spre Vișoara. O luăm pe lung, că nu mai știu exact, sincer, drumul. Când eram copil, ajungeam undeva aproape de lunga Vișoarei și acolo ne băgam pentru pe o uliță undeva, unde era foarte gust. Dacă se poate, poate vreau să mergem loc. Dar vom vedea, haideți cu mine. Bună ziua! E vreun loc unde să trec la Gârcia? Poftim? Am încercat, dar e adânc și acolo. Da, 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 și mă la vaduri, lasă cu vaduri, nu? Bine, boss. Mulțumesc mult. Acolo unde se vede ansamblul ăla, complexul ăla, să zicem așa, bă, dar pe aici pe unde ajung pe drumul ăla? Aquapark. Yes. Acolo e Aquapark, da, e un fel de, nu știu, bazine de not, de făcut baie în interior. Cum au fost închis cu pandemia asta, bă, dacă eu o iau așa, asta e așa. Bă, dacă iau așa, ajung undeva acolo. Vedem acum unde ajung. Noi 4x4 să fim siguri că nu rămânem în apă și nu facem băiță la picioare. Deși e destul de cald afară, deci n-ar fi chiar o problemă.
Era să iau puțin apă la picioare, ne? Era. Nu era o problemă, că e apă până la urmă, nu-i... Bun, hai trebuie să avem grijă. Pentru că... Cât e de mică. Băi, frate, băi. Să vedem unde ajungem. Undeva trebuie să ajungem. Eu îmi doresc să fie ajuns în Agârcia. Că... Cred că mai e altă apă de trecut. Le bariere. Bă, fratele, eu nu înțeleg. Da, frate, asta este puntea.